Fero, iubim apa. V-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cine ești tu? Astăzi discutăm într-o școală cu un profesor de limba română, o profesoară mai exact, Andreea Goldiș, este invitata mea de astăzi. Bine te-am găsit, Andreea! Bună ziua, bine v-am găsit! Pe Andreea cu siguranță o cunoașteți, în ultimii ani ați văzut-o dând mini-interviuri în calitate de purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Cluj, însă Andreea este și fost jurnalist. Profesor, n-ai renunțat niciodată la catedră, nu? N-am renunțat niciodată la catedră de când m-am apucat, de când am terminat facultatea. Cum a fost acea perioadă în care te-ai împărțit între catedră și o funcție administrativă? Recunosc că abia astăzi am aflat că, de fapt, tu, în acea perioadă în care dețineai funcția de purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Cluj, nu ai renunțat la a preda elevilor. Da, nu am renunțat la preda elevilor, în primul rând dintr-o rațiune practică. E nevoie pentru toți profesorii, în eventualitatea gradelor didactice, să ai vechime efectivă la catedră, așa se numește în învățământ. Și pentru asta, pentru că în primul rând am vrut să mă fac profesor, pentru asta m-am luptat la propriu în clasa 8-a, când am hotărât că vreau filologie și mama zicea, dar ai minte și de mate info, de ce vrei să faci filologie? Regretul părinților că n-ai mers pe parte de mate info? Nu știu dacă îl mai au astăzi, mama l-a avut cu siguranță, eram și olimpică la matematică în clasele mici, deci credea că aș putea avea o variantă de carieră pe zona reală, care sigur ar fi fost cel puțin o variantă mai bănoasă. Ne uităm puțin în jurul nostru și vedem că salariile din IT sunt în topul salariilor din România, multinaționalele sunt prezente pe piața muncii din România. Ai așa vreun regret la final de lună când te uiți în cont? Nu e un regret și asta cred că li se datorează iarăși părinților, de la care am învățat foarte de mică că lucrurile se fac cu credite, că se fac cu bani adunați și că fericirea nu de acolo vine dinspre bani, iar plăcerea, ca să răspund complet și întrebării anterioare, plăcerea de a fi în fața copiilor nu se compară cu nimic. Soțul meu are o vorbă foarte frumoasă și zice, profesorii ar trebui să dea bani de la ei pentru că au ocazia să-și facă această plăcere și într-un fel sau altul, dacă ne gândim la salarii, dăm niște bani de la noi ca să ne bucurăm de plăcerea asta de a avea în față oameni. Ce consumabile ai cumpărat ultima dată pentru clase din banii tăi? Suntem la început de an școlar. Suntem la început de an școlar, deci trebuie un toner și niște topuri de hârtie, pentru că este evident perioada în care se adună biblorafturile de planificări calendaristice, de teste inițiale, de rapoarte și raportele, da, din păcate maculatura nu ne părăsește nici în învățământ. Așadar, dragi părinți, nu doar dumneavoastră dați bani, și profesorii dau bani, pentru că învățământul este gratuit în România, nu-i așa? Vreau să te întreb, pentru că am și spus chiar în introducerea emisiunii, că tu ești fost jurnalist, vii din județul Bistrița Năsăud și înainte de a fi profesor, ai fost jurnalist. Chiar înainte de a fi o mare, aș spune. Pentru că aveam 16 ani când m-am prezentat la un interviu. Vârsta legală de a te angaja. Vârsta legală, la un interviu la o televiziune locală la Bistrița, TV Bistrița. Se căuta crainic de știri, dar eram convinsă că nu voi fi aleasă drept crainic de știri, dar m-am gândit, măcar poate o să mă lase și pe mine să pun voce pe niște știri. Făcusem teatru de mică și m-am gândit, totuși, dicția o să mă ajute să mă lase să pun măcar voce. Și m-au ales crainic de știri. Am făcut asta, am făcut direct în fiecare zi de la ora 18 la ora 19 într-un program de venit de la școală, pregătit, mers la știri și venit acasă și pregătit teme, olimpiade și alte lucruri, căci asta a fost regula clară cu mama, ți-ai ales filologie, vrei să faci asta, atunci fă-o foarte bine. Și m-am chinuit să mă țin de promisiune.
Ce au zis părinții când au văzut că tu vrei să ai și un job ca un om mare, deși nu erai om mare, și totuși mergeai și la școală zi de zi? Nu au încercat să, nu știu, să te facă să renunți la acel loc de muncă? Nu, pentru că era un loc de muncă safe, cumva. Televiziunea era în blocul din spatele blocului nostru, nu mă deplasam departe, eram într-un mediu curat, evident, printre jurnaliști, printre oameni inteligenți. Țin minte discuții savuroase cu Zorin Diaconescu în redacție despre cărți. A fost un mediu în care am crescut și cred că ei mei au avut inteligența să vadă lucrul acesta, că sunt într-un loc în care îmi face bine. Cum era pentru o puștoaică de 16 ani să fie recunoscută pe stradă de la televizor? Era interesant. Era interesant mai ales în curtea școlii. Asta era următoarea întrebare. Era interesant mai ales în curtea școlii. Eram două fete din același liceu, din clase paralele, deci cumva eram... Erați vedetele școlii. Eram cele de la știri. Nu știu dacă neapărat eram vedete. Am făcut școala într-un liceu cu o sală festivă plină de olimpici înainte de a merge la etapele naționale ale olimpiadelor și vedetele erau alții, aș zice. În Liviu Rebreanu la Bistrița se făcea și sunt convinsă că se face încă școală foarte bună și vedete erau toți cei care reușeau să meargă la olimpiade naționale. Deci mai degrabă am devenit vedetă sau m-am simțit vedetă în școală în momentul în care am fost în cercul ăla mic în care ne chema directorul înainte de etapele naționale și ne zicea succes, reprezentați județul și discursul ăsta motivațional. Așa și în cercul de prieteni? În cercul de prieteni cred că erai vedetă. În cercul de prieteni, cred că eram vedeta dinainte de a lucra la televiziune, pentru că am fost tot timpul persoana care îi adună la oaltă pe ceilalți și care îi face să râdă. Și atunci, nu, uite, acum că mă întreb, nu cred că m-am simțit vedetă. Poate mai degrabă sâmbătă în club, când mă mai recunoștea cât un băiat, dar în rest... Nu cred că m-am simțit vedetă. Pe soțul tău când l-ai cunoscut? După perioada de glorie de apărut la televizor? Da, pe soțul meu l-am cunoscut la Cluj, l-am cunoscut când îmi era profesor, l-am cunoscut în anul 3 de facultate și am devenit mai apropiați când eu am ajuns la master. Eu deja sunt curioasă. Dezvoltă puțin subiectul. Da, A fost dragoste la prima vedere? N-a fost dragoste la prima vedere. A fost chimie așa între voi? Că suntem în laboratorul de chimie acum. A fost cu siguranță o comuniune de idei și de valori și de principii foarte, foarte puternică. Cred că este ceea ce trebuie să fie în orice relație, dar nu, n-a fost deloc la prima vedere, nici nu cred că era contextul în care să se nască asta. El tocmai venise ca asistent, ca tânăr asistent universitar în facultate, eu eram student în anul 3, nici măcar nu se punea problema de dragoste la prima vedere așa. Ne-am cunoscut însă mai târziu, în momentul în care eu am început să scriu cronică literară, iar el, publicând la reviste naționale, ne încuraja. Cumva el a venit în facultate cu gândul ăsta să încurajeze pe tineri să scrie și uite, așa, corectând câte un text, ne-am apropiat și altfel. Era un critic aspru? Este un critic aspru. E cel mai mare și mai tare critic. Da, da, e un critic aspru și e marea lui calitate. Când ați luat decizia să vă căsătoriți? Cum a venit? A fost totul firesc? A curs așa relația voastră? Sau? A fost o decizie foarte rapidă, cred. Ne-am căsătorit în 2014, ne-am decis prin 2013... Să fi fost vreo 7-8 luni de relație, ceva de genul. Dar cred că am știut din prima clipă.
Că acolo vom ajunge. Din prima clipă, din momentul în care era la master, da, deja, din, da? Din prima clipă în care l-am cunoscut și altfel, sigur. Acum sunt și eu profesor. Nu poți să cunoști pe omul de la catedră așa cum este el. Întotdeauna, oricât de mult am vrea noi oamenii din spatele catedrei să fim cât mai deschiși cu elevii noștri, de fapt suntem altfel și l-am descoperit altfel, da. Și v-ați luat o casă pe credit, da? Și ne-am luat o casă pe credit, și am luat o mașină pe credit și ca toți oamenii care construiesc ceva în viață, evident, cu pași mici. Cu pași mici. Eu revin puțin la perioada ta în care erai încă în Bistrița. Cum te-ai luat decizia să vii în Cluj? Practic, acela a fost momentul în care ai lăsat cariera de televiziune în spate? Cred că nu mi-am pus nicio clipă problema că las cariera de televiziune. A fost tot timpul adiacentă pasiunii mele pentru literatură. Am fost olimpică la limba și literatura română națională și în clasa 11-a și în clasa 12-a și mi-am dorit să fac filologie. Am venit la Cluj cu gândul că voi face facultate și voi vedea apoi, după facultate, dacă îmi va folosi experiența din televiziune sau nu. Deci, spuneai puțin mai devreme că tu ai vrut să fii profesor de limba română. De unde pasiunea asta pentru a fi profesor? Eu țin minte, de exemplu, când eram mică, tatăl meu îmi spunea: de ce nu vrei să te faci învățătoare? Primești în fiecare an de 8 martie flori. Și eu ridicam așa din lume și mă gândeam, da, îmi plac florile, dar parcă... Sunt curioasă dacă la tine a fost o chestie de, nu știu, un model, un profesor pe care care ți-a picat, să zic așa, ți-a mers la suflet și ai vrut să urmezi modelul. Cu siguranță au fost o serie de profesori, de, în general, profesori de română, de limbi străine, umaniști, mi-au fost întotdeauna mai aproape. Dar, da, imitam doamna educatoare, țin foarte minte, foarte bine minte ai mei, că veneam de la grădiniță și imitam absolut tot ce se întâmpla la grădiniță. Deci ai mei știau în fiecare moment ce s-a întâmplat în ziua respectivă la grădiniță. Deci a fost, după aceea am vrut să fiu învățătoare, după aceea am vrut să fiu profesoară, deci cumva, uite, asta nu mi s-a schimbat niciodată. La un moment dat am vrut să fiu medic. Undeva prin clasa 8-a, când eram pasionată de chimie și... Cred că de asta ne-ai adus în laboratorul de chimie, așa-i? Poate și de asta. A fost așa o alegere dintr-o rațiune pe care nu mi-am explicat-o la momentul acela. Da, tata mi-a spus când eram în clasa 8-a, trebuie să-ți alegi o meserie, tu ești o persoană foarte empatică, trebuie să-ți alegi o meserie în care empatia să-ți vină ca o calitate și nu ca un defect. Și atunci mi-am dat seama că n-aș putea să fiu medic, pentru că nu aș ști să mă detașez de problemele de acolo, din salon. Îi apreciez foarte mult pe cei care reușesc. Sunt convinsă că niciunul nu reușește 100%, altfel n-ar fi medici buni, dar n-am. Reușești să empatizezi bine cu copiii tăi? Le spun copiii tăi, că sunt convinsă că la toți le spui copiii tăi. Le spun copiii, le spun spiriduși, le spun în funcție de nivelul de vârstă. Da, cred că da, cred că da. Am de la clasa 5-a până la clasa 9-a. Lucrez și cu copii și cu adolescenți, cum ar veni. Lucrez și cu copii și cu adolescenți, da. Și fiecare e un alt tip de provocare, fiecare clasă e un alt tip de provocare. Trăim niște vremuri în care oamenii blamează, cred că nu greșesc când spun asta, sistemul de învățământ, programele școlare, metode de predare. Probabil că noi ca societate știm să fim critici și vedem de cele mai multe ori doar defectele. Și știu că tu ai și experiența unor cursuri în afara țării, cel puțin de cursurile de doctorat, știu că ți le-ai făcut în afara țării. Aș vrea să te întreb dacă ai preluat modelul de predare din afară și l-ai adus în școala românească sau ai rămas fidel, știu eu, poate metodelor clasice cu care ai fost învățată din... Nu
sunt modele diferite. La doctorat am avut o bursă, într-adevăr, la Paris. Eu doctoratul fac aici, la Facultatea de Litere din Cluj. Am avut o bursă la Paris, unde am avut ocazia să văd, să audiez niște cursuri universitare. E altceva, e, dacă vreți, exact ceea ce criticăm drept metodă clasică în învățământul preuniversitar, prelegerea. Da? Nu ne dorim profesori care să aibă prelegeri, ceea ce este foarte potrivit la o altă vârstă, în mediul universitar. Mediul preuniversitar francez am avut ocazia însă să-l cunosc când eram în anul întâi de facultate și am fost într-un schimb de experiență și am asistat niște profesori în Franța. Ce am învățat de la ei și mi se pare foarte important și aplic, fac fișe de progres, mă interesează foarte mult progresul elevilor mei și vreau ca ei să înțeleagă că apreciez foarte mult orice creștere a lor și, bine, francezii dau note până la 20. E și ăsta un sistem mult mai natural de a-l ajuta pe copil să se situeze. Și atunci 10 la ce nivel e mediu? E 5, da. E 5 de la noi? E 5 de la noi, da. Oricum tot timpul dau note cu virgulă 10, cu virgulă 20. Îmi place să-mi fac procesul de evaluare cât mai transparent posibil pentru ei. În rest, predăm cu metode interactive deja în multe dintre școlile din țară, mai ales în școlile bune. Așa să obțin rezultatele cu care ne mândrim la Cluj. Metodele de predare nu sunt neapărat diferite. E poate programa un pic încărcată câteodată, dar eu nu aș spune despre învățământul românesc că nu e ce trebuie și că nu e unde trebuie. Văd pe elevii mei. Eu nu am spus că nu e. Am spus că trăim vremuri în care vedem tot mai multe critici venite din partea societății civile. Spiritul critic e un lucru foarte bun în societate. Ca de la un filolog, spiritul critic e motivația progresului întotdeauna. Dacă nu critici, n-ai cum să progresezi. E, cred, datoria noastră să înțelegem ce luăm din critici și ce nu, dar fără să îi acuzăm pe cei care critică. Înseamnă că au măcar o atitudine. Prefer părinți care critică decât părinți care nu dau implică la școală. Te consideri un profesor atipic sau un profesor cu metode atipice? Nu cred că sunt un profesor atipic. Am colegi în sistemul cel puțin clujean pe care îl cunosc, care gândesc ca mine, care fac ca mine. Nu cred că sunt atipică. Încerc însă să fiu cât mai aproape de nevoile lor, să mă cobor cât mai bine la firul ierbii, să văd care este nevoia lor. Stai la catedră? Stau rar la catedră, da. Nu prea stau la catedră. Stau sprijinită de bănci, stau... Nu prea stau la catedră. Nu-mi place poziția și nu prea place nici catalogul. Păi și? Unde treci notele sau cum? Ai un carnețel al tău? Le trecem și în catalog, dar nu facem... Și să prezența, vedem, prezența. Prezența o facem, că trebuie să o facem, dar doar ca să ne privim în ochi o secundă și să ne spunem bună dimineața, ce bine că ne-am reîntâlnit și astăzi. Dar în rest, nu. Catalogul e un instrument în care trecem notele la final de oră, mai ales 10-le. Îmi place să pun întrebări de 10. Și asta le place teribil, mai ales la clasa noua, când pun câte o întrebare așa mai de logică, mai... Și spun, asta e întrebare de 10, se ciulesc așa toate urechile și toți ochii sunt pe tine și vor să... Care e regula ta când intri în clasă? Și acum nici nu știu dacă să mă refer la elevii de clasa 9 sau mă pot referi și la cei de clasa 5, că acum cred că au toți copiii telefoane mobile. Care e regula telefoanelor la tine la oră? Cum faceți? Le punem pe masă. La vedere? La vedere. Le punem pe masă ca să le vadă și profesoara, ca să le vadă și ei, pentru că noi trebuie să pregătim pe copiii aceștia pentru societatea asta în care trăim.
Iar societatea aceasta în care trăim este cea în care la o ședință toată lumea este cu telefoanele pe masă. Câteodată, și mai trimite câte un mesaj. Câteodată telefonul sună și eu trebuie să știu că acum sunt la ședința respectivă și să mă abțin să văd ce apare pe ecranul telefonului ăsta. E un exercițiu pe care mulți dintre adulți nu reușesc să-l ducă la bun sfârșit. Și atunci mi-am zis să învăț de foarte mici această abținere de a vedea ce se întâmplă în cealaltă lume către care ne dă accesul telefonul. Funcționează? Ai primele rezultate? Funcționează, da. Nu se uită la el, dar acum suntem foarte la început, pentru a treia săptămână de școală. Și la lucrările de control, se mai numesc așa, lucrări de control extemporale, cât de indulgentă ești? Nu sunt. Nu sunt, pentru că, exact cum am zis... Nu există fițuici. Nu există fițuici, asta nici vorbă, dar așa sunt subiectele că vorba aceea. N-ai ce face cu ele. La literatură e avantajul acesta, că eu trebuie să-i învăț ca ei să știe ce să facă cu un text la prima vedere. Și atunci au un text la prima vedere pe care trebuie efectiv să-l citească și să știe ce să facă cu el. Și atunci nu se pune problema de fițuici. Iar evaluarea, așa cum am zis, e pe un barem foarte strict și dacă iese 9,5, e 9,15. Asta este. În Inspectoratul Școlar Cluj cum ai ajuns? Ai venit acum câțiva ani, nici nu mai știu, cât, 10 ani? Nu, n-am stat decât 5 ani jumate. 5 ani jumate, uh-huh. Atunci mi se pare mie că a trecut, un secol de când ne cunoaștem. Așa, ai venit o fată tânără, o domnișoară, care a început să comunice și să comunice bine cu reprezentanții presei, așa, din clădirea aceea roșie. Cum ai ajuns acolo? Cum ai ajuns să fii interfața celor care lucrează acolo și să duci mesajul mai departe către public? A fost o provocare. Aveam 22 de ani, tocmai terminasem facultatea. Dar aveai experiență în presă. Aveam experiența în presă. Acesta a fost, de fapt, avantajul. Se căuta un profesor de română sau nu neapărat din sistemul preuniversitar, pentru că era nevoie să fii deja profesor și care să se descurce să facă și partea aceasta de muncă cu presa, care nu este deloc una dintre cele mai ușoare munci. Și da, am fost eu aceea. Ai aplicat? Te-a recomandat cineva? Cum? Am fost recomandată de una dintre profesoarele de la Facultatea de Litere. Și am primit un gir de încredere pe care m-am străduit cel puțin un an. Țin minte că aveam mari emoții să nu cumva să dezamăgesc. De fapt, cred că asta a fost problema mea toată viața până în momentul acesta. O lupta mea să nu dezamăgesc un om care mi-a acordat încredere. Și aici sigur că este vorba despre inspectorul general care a zis, ia, joacă. Și am jucat. Ai dezamăgit vreodată foarte tare pe cineva? Sper că nu. Nu știu. Nu știu. Sper că nu. Sper că nu. Dar de unde această ambiție de a nu dezamăgi niciodată pe nimeni, de a nu dezamăgi așteptările cuiva? Cred că e o trăsătură de caracter și dacă e să psihanalizez, așa ca între profesori, cred că vine de la mama, care e o perfecționistă și care era, apropo de critic, cel mai mare critic al meu la televiziune. Găsea toate defectele și toate bâlbele. S-o sun după emisiune să-i spui. Să-i spun câteva pe care le-am făcut deja, am vreo câteva deja în cap. Apropo de bulbe, mai ții minte, nu știu, ceva momente, cu siguranță atunci când se întâmplă, sunt jenante. Ulterior, peste câteva zile, săptămâni, luni, devin distractive. Dar ai în memorie ceva momente jenante, să le zic? Cred că cel mai jenant simpatic dintre momente la care ar fi să-l povestesc, noi aveam la televiziune, nu știu, pentru cei care nu știu, deasupra camerelor de filmat se așezau niște foi pe care era notat cu litere mari textul pe care îl spune prezentatorul, așa numitul lead.
Clasicul prompter. Clasicul prompter în varianta clasică de televiziune locală de Bistrița. Care se mai întâmpla să și cadă, mai ales dacă colegii din redacție aveau chef de puțină distracție și îl ajutau câteodată să cadă. Și m-am trezit că mi-a căzut lead-ul în timpul directului și trebuia să refac știrea. Era vorba despre tăierea unor copaci din parcul municipal, iar la final, de bucurie că am încheiat, am spus tăierea arborilor din copac. Cu intonație și cu dicție. Cu intonație perfect. Frumos! Cu accentul corect pus pe finalul lead-ului, perfect. În Bistrița sunt mereu de actualitate știrile despre copaci. Nu de multă vreme a mai fost un scandal cu ceva tăieri de copaci din Bistrița. Te-ai gândit vreodată să te reîntorci acasă în Bistrița? Nu, asta chiar nu. M-am gândit în momentul în care am venit la facultate. De fapt, țin minte că erau ai mei la xeroxuri după cărți acasă, pentru că eu tot timpul ziceam o să mă întorc acasă la Bistrița, aici nu o să am biblioteca, nu o să am BCU, trebuie pur și simplu să multiplic cărțile am acasă, în momentul în care după facultate o să mă întorc să fiu profesor acasă, visam să devin profesoară în liceul meu. La Rebreanu. Evident. Și nu, evident că nu s-a mai întâmplat asta, pentru că m-am căsătorit la Cluj. Când a fost momentul când ai zis nu, rămân în Cluj și o să predau în Cluj dacă tot ți-ai urmat visul din copilărie? În mod cert, în momentul în care l-am cunoscut pe Alex și am zis va trebui să mă căsătoresc cu omul acesta pentru că altul nu există. Și evident după aceea venind și oferta de job la inspectoratul școlar, deja dintr-o dată s-a conturat ta. un univers clujan pentru mine. Părinții ce au zis când au aflat că nu te duci acasă, deși ei au cărat toate xeroxurile acelea după cărți? Nu au fost foarte dezamăgiți. De altfel, tata e clujean. El e din Bobâlna, mutat la Bistrița după iubire. Deci, înțeles alegerea Într-un fel aici. Sau altul m-am mutat în județul tatălui. Am întors ceva din familia Coroian la Cluj. Cât de ușor ai renunțat la numele tău de familie dinainte de căsătorie? Foarte ușor, pentru că... La mine în telefon ești Andreea Coroian încă. Foarte ușor, pentru că am găsit unul mai bun. Să fiu sinceră. Țineam foarte mult. Dacă e să clasifici așa după catalog, e după ce? Asta e adevărat, dar e totuși în față, deci e ok. Nu, n-am avut nicio problemă de genul acesta. Am căpătat și un nume frumos cu rezonanță, așa că nu mi-am pus problema. Îmi plăcea foarte mult cum sună numele meu, pe care, evident, spunându-l în fiecare zi la știri, sunt Andreea Coroian, da. Vine natural, acum o prezint natural, Andreea Goldiș. Păi, Coroian duce cu gândul la coroană, Goldiș vine de la Gold, dar cam în aceeași familie ai rămas. Goldfish e... Goldfish? Da, e porecla de profesor. Am aflat că așa mi se spune. Deci nu se mai spune profa acum? Mai e la modă cuvântul profa? Da, categoric. Și eu îmi zic profa. E mai scurt și mai eficient. În studenție ai stat în cămin sau în chirie? Am stat în cămin, în primul an, în clasicul cămin 6, cu 5 în cameră. Mama săraca, când m-a lăsat acolo, a început să plângă. Eu sunt copil singur la părinți. Unde te las? Dar m-am descurcat foarte bine, pentru că în același timp sunt și copil crescut până în clasa a treia în garsonieră. Am stat în garsonieră, deci eu dorm în orice condiții, învăț în orice condiții. M-am obișnuit cu astfel de medii, așa că n-am avut nicio problemă. Deci n-ai fost un copil răsfățat? Se spune despre copiii singuri la părinți că sunt ținuți pe palme. Aș zice că am fost răsfățată în liniile normale. Am fost tot timpul fata lui tata. Ești în continuare fata lui tata? Sunt în continuare fata lui tata și o să fiu întotdeauna, că intră în fișa postului. Dar mama a avut grijă întotdeauna să
compenseze răsfățul lui tata cu o atitudine de responsabilitate pe care a încercat tot timpul să mi-o dea, să mă învețe să fiu un om responsabil și foarte disciplinat. Care a fost prima lecție de responsabilitate pe care ai primit-o de la mama ta? Nu știu dacă mi-amintesc care a fost prima, dar mama se laudă că prima chestiune de responsabilitate pe care mi-a înmânat-o am undeva în clasa a doua sau clasa a treia, când m-a trimis singură la medicul de familie și după ce mi-am luat frumos rețeta, mă îmbolnăveam foarte des, făceam roșu în gât, m-a trimis singură la farmacie să-mi scot rețeta și trebuia să completez pe vers. Nu mai știu cum se completează, acum n-am mai completat de mult, n-am mai fost de mult la medic, slavă Domnului, mi-am completat singură. Și mi s-a părut că e o chestiune de responsabilitate. Și apoi mă gândesc că de acolo încolo a urmat prima listă de cumpărături pe care ai dus-o la îndeplinire și restul sarcinilor. Da, categoric, categoric. Dacă să rămânem tot la capitolul lecții, pentru că în ultima vreme se vorbește mult în spațiul public despre educația financiară la copii, despre lipsa educației financiare și se cere introducerea unor ore de educație financiară în școli. Aș vrea să te întreb pe tine, pentru că aveai 16 ani când ai avut primul loc de muncă, dacă mai ții minte, cam în ce au constat primele lecții financiare primite de acasă? Cu siguranță nu se discuta atunci în termenii aceștia de lecții financiare, dar spuneai că mama te-a învățat să fii responsabilă, mă gândesc că te-a învățat și cum să-ți gestionezi bugetul și ce înseamnă această educație financiară. Da, evident. Cred că sunt utile toate palierele acestea ale ceea ce numim sub o cupolă generală educație permanentă. Sunt niște lucruri pe care le învățăm tot timpul. Mulți dintre adulții noștri au nevoie de arată și statisticile de educație financiară. Și care ar fi, nu știu, poate primele sfaturi pe care le ții minte din copilărie și care au legătură cu o educație financiară? Faptul că munca înseamnă bani, că dacă vrei să ai bani, trebuie să muncești și că orice bănuț cât de mic pe care îl ai, trebuie să știi foarte bine ce vrei să faci cu el. Țin minte că tot timpul, pentru că eram copii și eu am crescut într-o familie mare, mei au patru frați și unii și alții și de sărbători tot timpul primeai la colindat bani și tot timpul era lucrul ăsta, trebuia să mă gândesc de banii de anul ăsta de la colindat, cam ce aș vrea să-mi cumpăr. Deci era o idee de a-ți planifica niște obiective și de a vedea cum poți să ajungi acolo pas cu pas. Cât la sută din banii câștigați la colindat mergeau pe cărți? Nu cred că mergeau pe cărți, pentru că eu nu sunt un copil de mare bibliotecă, dar sunt un copil de bibliotecă. Tata, licean și după aceea imediat după aceea, în primii ani de serviciu, își amintește foarte bine că avea câte o fătucă care lucra pe la anticariate, care îi zâmbea frumos și o scotea la cafele ca să-i păstreze ce este bun. Așa că ce este bun pentru ce a muncit săracul tata, s-a regăsit familiei. În biblioteca mea și am avut norocul ăsta să am multe dintre cărți. Pe restul le luam de la bibliotecă fără nicio problemă. Care au fost primii tăi bani câștigați, în afară de cei de la colindat? Nu știu, erai plătită pentru anumite sarcini pe care trebuia să le faci sau cum îți făceai banii de buzunar? Nu, asta cu plătitul pentru sarcinile în casă e o treabă foarte actuală. Modernă. Foarte modernă. Nu, la noi în casă, sâmbăta era zi de curățenie, ceea ce însemna că mama dă cu aspiratorul, tata șterge pe jos și eu șterg praful, deci sarcinile acestea nu erau remunerate, intrau în responsabilitățile casei, care trebuiau împărțite, sigur, în mod echitabil și pentru fiecare membru al familiei. Și primii bani câștigați? Primii bani câștigați am câștigat la un concurs de chimie. Iată, acum mi-am amintit când am intrat aici în laborator, eram în clasa a șaptea și era un concurs interjudețean, nu știu cine să-l fi finanțat,
și am primit cât să-mi cumpăr o pereche de Adidas. Și eram foarte bucuros. Ce culoare au fost Adidas? Sigur, erau albi. Aveam o chestie cu Adidas și albi pe care mama îi spăla cu periuța de dinți ca să poată să arate în formă potrivită. Și pentru că am vorbit destul de mult și despre cariera ta și copilărie, nu știu dacă o să consider că sunt indiscretă sau nu, dar o să te întreb și cum decurge viața ta de familie, cum te deconectezi de job, să zic așa, și cum te relaxezi acasă. Suntem profesori, nu ne deconectăm niciodată. Nu puneți bariera aia cu acum la nu, plecăm nu, acasă și... Nu avem astfel de bariere. De multe ori ne așezăm la masă și începem. Eu mai ales că eu am mai multe perle de la elevi decât aduce Alex de la studenți, dar ne place să povestim ce s-a, și mai ales mie, ce s-a întâmplat la școală, ce au mai zis copiii, cu ce m-au mai surprins. Suntem amândoi în același domeniu și e simplu să fie așa. În rest, ne place să ieșim pe cât se poate afară din Cluj și, evident, să citim. Tu și soțul tău sunteți fire opuse? Se spune că cei care se potrivesc se completează, adică nu neapărat sunt aceeași fire. Dacă ar fi să vorbești despre voi doi, cum ai spune că sunteți? Nu cred că suntem diferiți. Deși, uite, are un poet contemporan, Vlad Moldovan, clujean de altfel, un vers foarte, foarte drăguț pe care l-am aflat chiar înainte să ne căsătorim și care spune că un scorpion poate distruge într-o secundă ceea ce un taur s-a chinuit să construiască o viață. Sper să nu fie cazul, dar nu suntem opuși. Nu suntem opuși, suntem destul de asemănători. Dar asta nu ne dăunează, cel puțin deocamdată. Din punctul tău de vedere, care ar fi, știu, secretul unui cuplu fericit? Și cred că ești în măsură să spui asta, pentru că ai zis că ați luat decizia să vă căsătoriți după câteva luni de relație. Unii ar spune că a fost o decizie curajoasă, alții ar putea spune că a fost o decizie inconștientă. Pentru voi, important e că a fost cea mai bună, nu? Da, secretul unui cuplu fericit. Nu există un secret universal valabil. De bună seamă, suntem atât de diferiți, suntem noi înșine atât de diferiți, în relații diferite și în perioade diferite. Eu pot să zic despre mine că am fost într-un fel, într-o relație, într-alt fel, în altă relație. Secretul e să găsești armonia aceea a cuplului în momentul acela și probabil că inclusiv asta se schimbă odată cu timpul și cu evoluția cuplului. E important momentul, întotdeauna. Nu există ce e valabil acum să fie valabil și peste 5 ani. Și peste 5 ani, sunt convinsă. Din relația părinților tăi, ce ți-a plăcut cel mai mult? Nu știu dacă neapărat ce ți-a plăcut sau ce ai admirat la ei, și zic de părinții tăi pentru că au o viață de cuplu. Da. Râd împreună cu poftă. Cred că asta i-a ajutat să treacă peste anii 90, care n-au fost niște ani ușori în care să crești un copil în țara asta, peste problemele inerente ale familiei, peste toate provocările care au venit. Cred că e foarte important într-un cuplu, să găsești acel cineva cu care să râzi cu pofta. Un cuplu care să știe să râdă. Uh-huh. Că dacă mergem pe stradă și ne uităm, vedem destule cupluri încrâncenate sau fețe încrâncenate. Din păcate, da. Eu sunt curioasă, cum a reacționat tatăl tău sau ce a spus lui Alex în momentul în care l-a cunoscut? Pentru că ești fata lui tata, nu? Și singurul lui copil. Nu știu ce i-a spus. Nu ți-a spus ce, Alex? Ce i-o fi spus? Au avut ei așa o discuție ca între bărbați? Doar între ei. Cert este că tata cred că a simțit exact cum simte oricare părinte când copilul lui e fericit și se simte în locul lui acolo. Dacă ar fi să-ți faci planuri pe termen lung, să zic așa, pentru următorii 10 ani, unde te vezi în următorii ani? Sper să fiu profesor.
Asta îmi doresc. Normal, dacă nu vrei, nu o să mai fii, nu? Așa este, așa este. Acum, de acum doar dacă nu mai vreau date examene cât să îmi ajungă și să mă hotărăsc să fiu profesor. Da, vreau familie, vreau copii, evident. Vreau și eu, nu știu, nu visul american, ci visul acesta al omului care înțelege că e minunat să trăiești printre mulți oameni frumoși, prieteni, familie. De când ai început să predai, ai spus că nu ai făcut pauză de la catedră, cu excepția celor 6 luni de bursă. Ai luat în calcul faptul că un copil te va scoate de la catedră mai mult de 6 luni? Da, dar mă va pune cu siguranță la o altă catedră. La o altă catedră. Pentru că, sigur, în momentul în care stai acasă cu un copil, munca e tot de educație. Sper să nu o dau în bară, măcar acolo. Acum vezi tu ce faci cu catalogul de acasă. Ce-ți dorești, băiat sau fetiță? Nu știu, nu m-am gândit și nici nu cred că e... Mi-aș dori, evident, orice femeie își dorește să aibă și o fetiță, să facă codițe și... Dar nu m-am gândit la asta. Și când îi văd pe cei de clasa 5-a, care sunt foarte dragi, îmi dau seama că nici n-ai putea alege dacă vrei băiat sau fetiță. Poate faci gemeni și atunci... Să sper. N-ai fost niciodată tentată să pleci din țară? Să, nu știu, să alegeți împreună cu soțul tău o viață peste granițele României? Nu. Asta nu. Și pentru că meseria noastră este direct legată de literatura română și atunci, într-un fel sau altul, suntem prinși în spațiul acesta românesc. Dar nu, avem prieteni foarte buni care trăiesc în străinătate, comparăm stilul lor de viață cu stilul nostru de viață, poate că uneori vedem avantaje acolo, alteori le vedem aici, dar nu, avem și norocul acesta de a fi unul cu celălalt bine și atunci e bine aici. Cum e viața în Franța? Ai stat 6 luni acolo zi de zi. Cum e? Ce poți să spui, nu știu, dacă ar să faci o listă de 5 plusuri, 5 minusuri? Am stat doar o lună în Franța, zi de zi, pentru că celelalte luni le-am stat aici, în bibliotecă. Cum e viața în Franța? E vie, e socială. E ceva ce îi lipsește României în momentul acesta. E un pic altă structură, nu știu, a statului, de raportare. Dau exemplu cel mai simplu. În Franța, cu cardul acela de sănătate, ai un calendar de investigații pe care poți să le faci o dată la o perioadă de timp și mergi pur și simplu și îți faci o programare la un medic din spațiu privat și îți decontezi cu cardul acela de sănătate atâta timp cât ești în graficul acesta. E o gândire preventivă din perspectiva aceasta a dimensiunii sociale a vieții care nouă ne lipsește de multe ori. Da, e o viață mai... oamenii sunt mai implicați. Oamenii citesc în autobuz, în metrou. Chit că de multe ori citesc niște porcărioare de povestiri, dar citesc, toată lumea citește, toată lumea e pe ziare. Nu știu, de la un nivel încolo, în România, câtă lume își începe ziua deschizând ziarul. Apropo de presă. Tu cum îți începi ziua? Ce citești prima dată? Scrollez pe Facebook pentru că acolo sunt poveștile mele, acolo sunt prietenii, acolo sunt televiziunile locale și naționale la care sunt abonată. Și faci revista presei. Și îmi fac rapid revista presei. Mă supăr teribil când titlurile nu sunt date cum trebuie și trebuie musai să deschid știrea. Prefer să pot doar să scrollez și să știu despre ce este vorba, dar da, asta e un obicei pe care îl am, poate de când lucram în presă, să fiu tot timpul la curent cu ce se întâmplă. Cum citești în vacanțe? Să zicem că poate atunci ai mai mult timp de răsfoit cărți. Și acum te întreb dacă citești clasic, răsfoind paginile cărților, sau citești de pe dispozitive gen Kindle, tabletă, telefon? Citesc și.
citesc și. Îmi place însă să citesc cu creionul în mână cărțile noastre și răspund tot timpul defect profesional copiilor. Da, e și defect profesional, dar e și nevoia de dialog cu universul acela din carte. Tot timpul le zic copiilor, nu vă fie frică să subliniați, să scrieți pe lângă text ceea ce vreți să scrieți, pentru că e extraordinar de important să simți că ești într-un dialog cu textul respectiv. Și tableta mea are și ea un pen cu care pot să subliniez ca să simt aceeași senzație a dialogului cu textul. Pentru că nu mai avem decât un minut, mai am și eu doar o întrebare și nu e întrebare, e mai mult un exercițiu de imaginație, că dacă tot ești profesor de limba română, nu mă pot abține. Dacă ai, să zicem de mâine, ai primi mandatul de ministru al Ministerului Muncii și Familiei, care ar fi un top 3 legi pe care le-ai propune? Aoleu! Asta e foarte complicat, să fii ministru al muncii și familiei. E un domeniu atât de deficitar la noi. Aș încuraja familia. În ce sens? Gândindu-mă la acei copii, am văzut de curând niște statistici care m-au îngrozit, de copii care trăiesc singuri, cu un singur părinte sau cu bunicii, pentru că ceilalți sunt, părinților sunt în străinătate. Mi se pare de o tristețe teribilă. M-aș uita înspre copiii cu cerințe educaționale speciale. Avem mulți și este greu de lucrat cu ei și subfinanțarea în zona aceea are efecte negative, din păcate. Iar a treia măsură... Nu știu, aș introduce parteneriatul civil, uite, ca să fiu la ca să fim la zi cu... Ca să fiu la tema zilei, da. Așa mai mult nu o să dezvoltăm acest subiect, că e deja un fel de campanie electorală și cu siguranță CNA-ul e cu ochii pe noi. Andreea Goldici, mulțumim pentru prezența în emisiune. Noi te mai așteptăm și cu alte ocazii. Îți dorim succes și așteptăm să ne anunți când vine bebe, dacă tot ai spus că îți dorești copii. Mulțumim și te mai așteptăm. Numai bine! Iubim apa.